În ceea ce privește spațiul pentru grădinița cu program prelungit și pentru creșă, va fi folosită o clădire în care a funcționat unul dintre atelierele Colegiului Tehnic Ion Mincu și pentru care se vor aloca bani din bugetul local, a anunțat primarul Marcel Romanescu. Va fi o unitate cu capacitate mare pentru 6 grupe de copii, ce va deține spații conexe, bloc alimentar și va fi independentă față de colegiu. Intrarea se va face direct prin strada Lujerului. După definitivarea proiectului, va începe în luna septembrie procedura de execuție, în așa fel încât în această toamnă să se semneze contractul de execuție, iar lucrările să fie demarate. Tot în zona de nord, în cartierul de Barcader, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, în apropierea blocurilor ANL, se va construi în perioada următoare și o grădiniță cu program normal. Aceasta va avea 3 săli cu toate spațiile conexe necesare, locuri de joacă și un mic teren de sport. Acest al doilea obiectiv va fi construit în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și are menirea de a acoperi necesarul de locuri pentru învățământul preșcolar din zonă. În acest moment, Primăria Târgu Jiu se află în procedura de licitație în ceea ce privește cele două unități și urmează ca în curând să înceapă lucrările.